Elena Ciocârlan, originară din Bumpești Jiu, este o adevărată artistă la cei 28 de ani. Spune că pictura reprezintă totul pentru ea, încercând ca prin tablourile sale să transmită tuturor ce înseamnă artă și culoare. Cea mai recentă expoziție este dedicată tot tinerilor și ce e și mai interesant este faptul că tablourile sunt expuse în interiorul unui bar, tocmai pentru a aduce arta mai aproape de segmentul tânăr. Un al doilea motiv pentru care artista a ales această locație ține de partea financiară. Am încercat să expun în acest loc, în acest bar, datorită faptului, cum v-am mai explicat, nu sunt șanse pentru că nu te poate susține nimeni din punct de vedere financiar. Trebuie sponsori, multe. Pe tine te-a susținut cineva financiar? Nu, eu singură m-am susținut financiar. Cam cât te-a costat toată expoziția? Cam în jur de, nu știu, 200 de euro, să zic. Cu totul, pânze, rame, culori, pensule și așa mai departe ce trebuie unui artist. Ai vândut un tablou până acum? Da, sigur, am vândut. Lucrez pentru diferiți clienți din diferite locuri ale țării, chiar și în afară am vândut câteva lucrări. Tablourile întruchipează cele 12 zodii din constelație, deci iubitorii de artă și pictură în speță vor putea pleca acasă cu tabloul care simbolizează zodia în care s-au născut, pentru că expoziția este cu vânzare, un tablou costând 50 de euro. Pentru a duce la bun sfârșit, lucrarea Elena Ciocârlan a muncit timp de 3 luni. Tema se numește Metamorfoze Celeste, este o temă de disertație din cadrul facultății de la Timișoara. Ce să spun, este o expoziție non-figurativă cu culori complementare clar-obscure. Ce să mai spun? De ce ai ales această temă? Datorită faptului că se numește Metamorfoze Celeste din cele 12 zodii din constelație, m-am inspirat din Egiptul antic, din mai multe curente. Prima dată când a încercat să picteze a fost la vârsta de 8 ani, iar de atunci a început să-și iubească arta picturii, mergând mai departe la facultate pe această latură. Spune cu sinceritate că bunicul a fost un om mai mult decât talentat, cu toate că nu avea studii în domeniu. Poate să picteze orice, de la pictură pe sticlă, pânză, artă decorativă, pictură pe sfintele lăcașuri de cult, așa cum de altfel a și făcut. Da, am avut bunicul meu, era pictor, nu avea nicio facultate, de exemplu, dar... De la ce vârstă ai început să pictezi? Nu știu, să zic, 80 ani, ceva de genul. Cam așa. Așa. Și ce teme îți plac cel mai mult? Pot să fac orice. De exemplu, am pictat și la anumite biserici din județ. General merg pe teme abstracte. La ce biserici ai pictat? Păi, de exemplu, am pictat la, în comuna Lăzărești. Este o biserică acolo, mă rog, în fine, dacă vreți puteți să mergeți cu niște colegi pe nume Cătălin Negrea, Ionuț Olaru, sunt niște pictori foarte cunoscuți și ei, dar la fel mai puțin eu. Patronul barului, consilierul local Adrian Tudor, a fost cel care i-a întins o mână de ajutor, în speranța că odată făcut acest pas, tinerii vor fi mai atrași de artă și de lumea frumosului, dar și că vor fi sprijiniți în proiectele lor pe mai departe. Din păcate, în România, tinerele talente fac de multe ori prea multe sacrificii pentru a se face remarcate.